Vești bune pentru gospodinele care nu și-au umplut cămara. Au scăzut mult prețurile la gogoșar, vinete, conopidă sau gogonele. Cumpărătorii sunt însă ceva mai puțin, pentru că majoritatea și-au făcut deja aprovizionarea. Am făcut, dacă avem mai puțin ce să luăm. Luăm și noi ce avem. În pensia care o avem, alergăm după niște gogonele și toate sunt scumpe. Până acum ce ați reușit să puneți în cămara? Gogoșar, castraveți, dar i-am luat scump și acum uite că sunt atât de ieftin să permite ca să mai luăm acum. Pregătiți cămara pentru iarnă? Ziua, da, sigur că da. Cât gogoșar cumpărați? 60 de kilograme. Cum vi se par prețurile? Destul de bune. Față de cum au fost, acum sunt destul de bune. Ați reușit să umpleți cămara? Aproape. Ce ați spus până acum? Murături, am făcut compoturi, gemuri, cam atât. Cum au fost anul ăsta prețurile? Un pic am mare acum o lună, acum sunt perfecte. Producătorii spun că prețurile au fost până acum ceva mai mari decât anul trecut, însă producțiile au fost foarte mici din cauza vremii capricioase. A fost bun că dacă era anul bun, erau prețurile mici. Tocmai de asta sunt prețurile mai mari, că s-a făcut mai puțin decât înainte, decât se făcea, decât trebuia să facă. Și dacă s-a făcut mai puțin, normal că e mai scump ca să scoți investiția, altfel nu mai scoți nici investiția, nu mai scoți nimic dacă le dai cu... Una e când se făcea, să zic așa, o tonă la hectare, alta e când se face 200 de kilograme. E normal să fie mai scump. Specialiștii Direcției Agricole vorbesc și ei tot despre un an neproductiv în domeniul legumelor și fructelor. Producția de legume n-a fost extrem de spectaculoasă anul ăsta, în sensul că au fost afectate și culturile din câmp, culturile la rece și solariile. Și din această cauză, prețurile la legume, datorită producției mici, prețurile la legume au fost relativ ridicate anul ăsta. Dacă mai aveți loc în cămară, trebuie să știți că în piața Zahana găsiți gogoșar, gogonele sau conopii de la 2 lei kilogramul, vine de la 1,5 lei un kilogram și varză cu 80 de bani kilogramul. Roșiile sunt ceva mai scumpe, între 3,5 și 4,5 lei kilogramul.